Domnilor și domnilor, vă salutăm în cadrul ediției speciale din studioul Radioul Vocea Speranței. Împreună cu dumneavoastră vă invit ca să avem un subiect de un interes profund în societatea noastră. Foarte multe întrebări am primit și continuăm să primim. Dacă este o singură Biblie, un singur Dumnezeu, o singură Scriptură, de ce noi suntem atât de diferiți? De ce atâtea religii? Întrebarea aceasta o vom dezbate împreună cu doi invitați special pe care vreau să-i să prezint. Primul este Stanislav Bicciu, directorul Departamentului publicații în cadrul Uniunii de Biserici Adventiste de ziua 7 din Republica Moldova și pastor în cadrul Bisericii. Stanislav, bun venit! Mulțumim pentru invitație, sunt bucuros să fiu astăzi la această emisiune. Îl salut în mod special pe domnul Anatol Kirilov, directorul executiv Societatea Biblică Interconfesională din, din Moldova. Și reprezintă punctul de vedere a Bisericii Baptiste după Evanghelie. În același timp, și profesor de Vechiul Testament la Universitatea care face parte din cadrul Uniunii de Biserici Baptiste. Bun venit la această dezbatere. Mulțumim pentru invitație. Bună ziua! Dragii noștri, subiectul pe care îl avem să-l discutăm împreună cu dumneavoastră este întrebarea care fiecare om din țara noastră, dar cred că și din lume, încearcă să răspundă la întrebare de ce suntem atât de diferiți un singur Dumnezeu ne-a creat. Cu atât mai mult în cadrul creștinismului avem aceeași Biblie, se citește în toate bisericile creștine și chiar o mare parte din Biblie este citit și în sinagogile iudaice și totuși gândirea noastră Felul nostru de a înțelege credința și felul nostru de a înțelege pe Dumnezeu este diferit. În raportul pe care îl avem de la Centrul de Studii Creștine Globale din anul 2021, ne sunt oferite câteva informații în legătură cu religiile lumii. Și anume, potrivit acestui raport, din populația Pământului, aproape 8 miliarde de locuitori ai planetii, 2,5, adică 2 miliarde jumate, sunt creștini. Aproximativ 32% din populația globului. Este un număr destul de mare pentru noi creștini și ne bucură pentru că suntem mai sus în clasament decât celelalte religii, islamul, hinduismul sau iudaismul sau alte religii. Dar mai mult de jumătate din acești creștini sunt catolici. Un milion 250 1 miliard aia. 250 de milioane sunt catolici. Iar apoi tot acest raport spune că în cadrul creștinismului sunt 45 de mii de denominațiuni și rituri creștine. Uh, un număr destul de mare. Dacă le-am pune pe toate pe o teșghea, pe o masă de piață, iar omul care nu este atât de informat, care nu este atât de familiarizat cu Biblia, cu religia, ar putea el să găsească calea către Dumnezeu doar în cadrul creștinismului un mare număr de religii? Cum ați explica întrebarea aceasta? Dar de la început, dacă ați putea să povestiți despre dumneavoastră și activitățile pe care le aveți, pentru că sunteți oameni care lucrați cu cartea și în mod deosebit Biblia, interes. Și aș vrea pentru domnul Anatolii. Spuneți-vă rog, de ce Biblia? De ce ați ales Ocupația aceasta, important, să puneți Biblia în mâna oamenilor. Da, mulțumesc că în 1993, după ce s-a destrămat Uniunea Sovietică și m-am întors din, din Moscova, m-am întors acasă, am decis să o încep de la zero și am lăsat școala militară și am venit și am început de la zero cu. Universitatea de Stat, se deschisese recent o specialitate la facultatea de litere română-ebraică și nu știu de ce așa mi s-a trezit o curiozitate și mi s-a părut foarte interesant ebraica, cu toate că habar nu aveam despre ea și nu știu despre vreo rudă de-a mea ca să fie aparținut poporului evreu. Dar s-a trezit o dragoste și un interes față de, de acest obiect când am asistat la prima lecție și când a început profesorul să scrie pe tablă niște uh, litere, niște semne, așa, pentru mine arătau ca niște hieroglife, și mi-am spus, zic, dacă până la anul 5 o să mă clarific între ele, zic, o să fie o mare realizare. Și ca să nu în timp tare lung istoria... Uh, deja din primele lecții profesorii care se declarau atei, ne dădeau teme pe acasă, făceau trimitere la Biblie. Și eu când mergeam să fac temele, mergeam la bibliotecă și noi acolo nu aveam Biblia ca și carte întreagă, dar aveam părți din Biblie. Și acum îmi amintesc, prima carte pe care am deschis-o era Cohelet, era Eclesiastul. Și am văzut o carte atât de interesantă și fascinantă, și când am aflat că este o parte din Biblie, zic da, Biblia poate să fie așa de interesantă, uh, pentru că noi aveam un stereotip deja în, din timpul sovietic că uh, această carte o mai citesc doar uh, preoții. Și mi-amintesc am când treceam la literatura moldovenească pe atunci, uh, am trecut uh, lucrarea lui Dimitrie Cantemir, descrierea Moldovei, și încă el spunea despre atitudinea moldovenilor de atunci, spuneau că șetitul cărții treaba popii. Deci lumea nu prea se rupea să citească cartea, dar se avea în vedere Biblia, că atunci era principala carte era Biblia, nu prea o citea oamenii. Și ziceam, bă, cred că popa citește sau bătrânii ăștia care așa cred în povești. Și când am văzut cât este de interesantă, cât este de profundă această carte, m-am îndrăgostit. Și adevărul este că acei profesori atei ne-au avertizat că zice, nu, nu, ziceau ei, nu luați așa în serios această carte, cea mai mare parte sunt povești, cum ar fi profeții, spuneau israeliților, ca să îi încurajeze, ca să îi mângâie atunci când erau atacați, atunci când erau duși în exil, că să vă încredeți în Dumnezeu, Dumnezeu o să vă ajute. Așa ne spuneau ei cum în armată erau zampolit din ăștia care erau să te încurajeze, așa, să te motiveze, să crezi că o să fie bine, dar în realitate asta totul e în vag, așa, totul este în deșert, nu, nu, nu luați în serios. M-am gândit, zic, am ascultat, dar am hotărât să, să verific. Și uh, ne spune profesorul care ne predă istoria antică, domnul Potlog și acum îmi amintesc, doctor în istorie, uh, istoria antică a evreilor zice. Nu credeți, nu luați în serios. Apoi vine un alt profesor peste vreo lună două, trecem la un alt obiect istoria modernă a poporului Israel. Și așa cum ne spunea profesorul anterior, uh, ne povestea despre faptul cum uh, evreii erau duși în exil. Apoi, acei profeți, cum spunea el, voiau doar ca să-i încurajeze și spuneau că o să vă întoarceți înapoi în țara promisă. Apoi, ne predă profesorul de istorie modernă și ne descrie cum poporul Israel se întoarce înapoi. Și ziceam, stai puțin, dar cum poți fi poveste dacă cu câteva mii de ani înainte de Hristos sau cu mie de ani înainte de Hristos, anul 700 înainte de Hristos, Isaia când spune că se va întoarce, îi va aduce pe aripi de, de, de pasăre și, pe urmă, peste două de ani, iată că se împlinește literal acest lucru. Și m-am gândit că cineva și acel cineva trebuie să fie o supraputere, o putere supranaturală, care poate să stea în spatele acestor cuvinte, care se promită și să aducă la îndeplinire. Exact. Pentru că unii de la prognoza meteo promit sau prognozează pentru ziua de mâine și, pe urmă, se mai corectează acolo, nu prea nimeresc ei. Noi nu putem uh, prezice ceva pentru ziua de mâine sau peste o oră, două, dar aici, peste mii de ani, doar Dumnezeu putea să spună așa ceva și să împlinească. Și m-am gândit, Dumnezeu este un Dumnezeu atot puternic, este viu și El lucrează și nimeni nu poate să-i stea împotrivă în, în, în și să-i încurce la împlinirea planului său. Și am luat în serios și de atunci m-am îndrăgostit și mă țin legat de deci, această Ați făcut o paralelă între istorie și Biblie. Și tocmai ateismul care a așteptat un alt produs ca să iasă a făcut din dumneavoastră un om care să-l caute pe Dumnezeu și să descopere Biblia. Așa este. Așa cum Moise a crescut în casa lui Faraon, <gângâng> cel care vrea să distrugă poporul Israel, și a crescut un eliberator. Acum nu mă compar cu Moise, dar zic Dumnezeu are și simțul umorului în sensul ăsta că uh, poate să folosească și pe niște atei ca să te motiveze și să-ți dea așa o, un, o direcție, un vector ca să, să studiezi Biblia și să trăiești după ea. Da, mulțumim faptul că dumneavoastră ați ales ca să slujiți lui Dumnezeu și să puneți Biblia într-o claritate sau să puneți Biblia în mâna oamenilor, a fost motivul acesta. Ce asemănare este istoria și uite cum Biblia se împlinește. De atunci, Biblia este cartea dumneavoastră. Da. da, vă mulțumim mult. Uh, domnul Stanislav, spuneți-ne câteva cuvinte despre ocupația dumneavoastră cu în departamentul publicației. Că este tangență în ocupația dumneavoastră, adică Biblia, cărțile spirituale, cunoștința despre Dumnezeu să ajungă în mâinile oamenilor. Da, să știi, că am fost surprins de statistica pe care a adus-o, pentru că cam vreo 10 ani în urmă am citit și eu statistică, care. Mi-a prezentat niște cifre și la, la ziua aceea în lumea noastră erau cam 30.000 de, de curente religioase, însă se prognoza că prin anii 2030 vor fi peste 50.000 de, de curente religioase, dar astăzi am fost surprins de faptul că toate 43 sau 47, câte ai spus, 45 de mii. Țin de anumit creștinism, ne mai vorbim de celelalte religii. Asta vorbești despre ce că Dumnezeu astăzi în că oamenii astăzi în societatea în care trăim îl caut pe Dumnezeu. Și de ce oare oamenii pleacă în atât de multe ramuri, în atât de multe biserici? Probabil, și este o întrebare destul de serioasă, care ține de de Sfânta Scriptură. Eu m-am născut într-o familie ortodoxă și până la vârsta de 30 de 30 de ani am crescut și m-am educat acolo. Însă din mic copil în inima mea a fost semănat ceva din Sfânta Scriptură pentru că mama mea îmi spunea că tatăl ei a fost unul dintre primii baptiști în sat la noi. Deci a fost un om foarte credincios și din cei, din discuțiile pe care le aveam cu oamenii care erau mai bătrâni, îmi povesteau că, cu adevărat, a fost un om foarte credincios și am crescut cu ideea aceasta că va veni timpul cândva, când eu voi pleca în această biserică. Și atunci când a venit timpul să-l caut pe Dumnezeu, sigur că am avut și foarte multe oferte. Am avut oferte din mai multe părți și atunci mi-am dat și eu aceeași întrebare. Dacă este un singur Dumnezeu și o singură scriptură, de ce în societatea noastră sunt atât de multe confesii religioase și mai ales atunci când e vorba de creștini? Și am luat o decizie, am luat decizia să studiez Sfânta Scriptură. Am avut niște conflicte cu fratele meu, cu sora mea, care au început să meargă la Biserica Adventistă și eram, eram un mare împotrivitor. Deci făceam tot posibilul ca ei să nu mai vină la biserica asta. Și întotdeauna îmi spuneau, fratele meu mai mic îmi spunea, Badea, Badea, ieși și citește Biblia. Și la, la un moment, la o răscruce de drumuri în viața mea, când pentru mine viața a sensul de fapt, nu vedeam nicio perspectivă pentru viitor, mi-am adus aminte de ceea ce îmi spuneau frații mei și într-o zi când nimeni nu era acasă, am găsit în una din camerele casei părinților, am găsit o Biblie și am început să o citesc. Și iată că din momentul acela... Biblia mi-a deschis o perspectivă extraordinară pentru, pentru mine personal, mi-a dat sens vieții și nu numai atât, mi-a descoperit o perspectivă care ține de veșnicie. Și deci am acceptat Biblia ca, ca cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mă întorc înapoi la ceea ce... Venind în biserică, am dorit ca să cunosc mai multe lucruri și am mers să fac teologie. Am făcut practic 9 ani de teologie, 5 ani bacalaureatul, apoi 4 sau 5 ani nu mai țin minte, acum am făcut masteratul, pentru că nu am fost la de dezici, am fost fără frecvență, și în felul acesta am avut posibilitatea să studiez foarte mult Biblia. Și asta mi-a trezit un interes deosebit și o dorință ca să răspândesc vestea aceasta bună a Evangheliei în toată lumea. Iar pe măsură ce timpul a trecut, în 2015 am fost ales și ca responsabil al Departamentului publicații în cadrul Uniunii de Biserici Moldova. În același timp am început să colaborez cu Societatea Biblică Interconfesională din Moldova, iar în 2020 am fost ales ca președinte al Societății Biblice interconfesionale din Moldova și mă bucur foarte mult că astăzi sunt în studio cu prietenul meu, Anatolie cu care colaborăm. Da, mulțumesc mult pentru experiența frumoasă. Ceea ce vă leagă pe ambii este Biblia. Spuneți, vă rog, mai credem astăzi că Biblia, chiar însăși cuvântul scris, care avem cartea, este același cuvânt al lui Dumnezeu pe care l-au crezut străbunii noștri sau cei din care însă și Isus Hristos a citit în sinagogă? sau uh, patriarhii, prorocii, este același. A, aveți anumite dovezi care spuneți, da, noi suntem siguri că acesta este cuvântul lui Dumnezeu, indiferent că Biblia în traducerea sinodală pe care o folosește Biserica Ortodoxă sau Biblia traducerea Cornilescului care o folosesc uh, bisericile neoprotestante. Adică ce convingere avem că acesta este cuvântul lui Dumnezeu, domnul Anatolie? Uh, cum spune Apostolul Pavel în uh, uh... 2 Timotei 3 cu 16, toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos ca să învețe și așa mai departe și așa cum ea însăși se prezintă prin scribii săi, pentru că eu nu numesc autori, ci numesc scribi. Ei au scris, pentru că Dumnezeu le-a dat cuvântul. El este autorul. Și, cum spune și Pavel, deci Biblia despre sine spune că și ea este Cuvântul lui Dumnezeu și ea ne este dată ca și dreptar al vieții noastre și nu doar că se declară, ci Cuvântul lui Dumnezeu și se demonstrează că în spatele lui sau că el este, cum spune în Evanghelia după Ioan, că la început a fost Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Deci acest cuvânt este viu și lucrător și una din dovezi, cele mai puternice dovezi, este schimbarea vieții oamenilor, ceea ce nu poate să facă școala, poate nici chiar părinții, nici chiar instituțiile penitenciare, pentru că statutul instituției penitenciare... Înseamnă, deci, descrie că este, scopul lor este corecția, adică să-i îndrepte pe oameni, să-i corecteze. Și știm că, de fapt, se întâmplă invers. Deci, nimeni în lumea aceasta nu reușește să schimbe omul într-un mod radical, din cel mai rău, cel mai căzut, să facă un om demn, un om curat, un om sfânt, un om lucrător pentru Dumnezeu. Și acest cuvânt, care este viu, demonstrează prin faptul că. Schimbă viețile oamenilor și mi-a schimbat viața mea. Eu spun ca și orbul celălalt, că se ce nu știu cine e el, dar știu că am fost orb și acum văd, da, și eu știu cine eram eu înainte de a mă întâlni cu Hristos, înainte de a deschide scriptură și de a o citi, înainte ca acest cuvânt să înceapă să lucreze și să facă schimbări în viața mea, cum am fost înainte și cum sunt acum. Deci eu cred din toată inima că el este cuvântul lui Dumnezeu, viu și Uite, lucrător. lucrător. Experiența dumneavoastră da, încurajează pe mulți oameni, pe noi ne încurajează, că atunci când citim Biblia, viața se schimbă. Dar discutasem cu dumneavoastră înainte ca să începem emisiunea despre declarația pe care a făcut-o o biserică catolică în Evul Mediu, atunci când discuția era Biblia să fie dată oamenilor, să fie citită, i-au zis absolut categoric, Biblia nu trebuie să ajungă în mâinile oamenilor pentru că ea devine un pericol. Și faptul că astăzi am ajuns la 45.000 de denominațiuni, secte, biserici, doar în cadrul creștinismului, este rezultatul greșelii pe care a făcut-o Martin Luther cu tiparul lui Gutenberg și faptul că a dat Biblia în mâna oamenilor, am ajuns la ce am ajuns. Și uh, mulțimea aceasta de concepții sau de religii nu este altceva decât datorită că Biblia a ajuns în mână la toată lumea și fiecare citește și o înțelege cum vrea. Uh, de ce este pericol să citești Biblia? Am fost într-o deplasare cu Anatolii, dacă nu mă înșel, luna septembrie a fost în Amsterdam, octombrie, octombrie, octombrie. da, Îmi cer iertare. Da. A fost o întâlnire a tuturor societăților biblice interconfesionale din toată lumea. Și acolo, de asemenea, s-au prezentat niște cifre, și ceea ce m-a minunat foarte mult, indiferent de faptul că suntem astăzi în lume peste 2 miliarde și ceva de creștini, de la înființarea societăților biblice și până la ziua de astăzi s-au răspândit în toată lumea 3 miliarde 200 ,000 ,000 de milioane de scripturi. Pentru mine, asta e o dovadă foarte puternică în favoarea faptului că Biblia este o carte deosebită. Și indiferent de faptul că în jurul ei întotdeauna s-au ridicat discuții foarte interesante, s-au pus sub semnul întrebării diferite lucruri care sunt scrise aici. Ea continuă să rămâne cartea cărților în toată lumea. De ce? Pentru că. Așa cum a spus Anatoliu, unul dintre cele mai puternice argumente este că Biblia este unica carte în lume care schimbă omul spre bine. Asta am vrut să menționez. Al doilea. Ea astăzi este confirmată de unile descoperiri arheologice. Ea astăzi este confirmată de istorie. Ea este astăzi, sau mai bine zici, mai bine zis, ea vorbește astăzi despre despre sine prin faptul că începând de la prima carte și până la ultima carte Apocalipsei Uh, fiind scrisă de 39 de autori, uh, având 66 de cărți, fiind scrise în diferite timpuri, fiind, fiind scrise de diferiți oameni, de diferite pături sociale, care au trăit în locuri diferite. Deci ei au scris toți despre una și aceeași. Asta este un lucru extraordinar care face această carte deosebită și care face, uh, uh, face ca să fie demnă de crezut că în spatele tuturor acestor oameni care au trăit în tot acest timp, iar acest timp uh, se estimează cam la 1500-1600 de ani, asta e perioada în care a fost scrisă Sfânta Scriptură, și faptul că ea a fost scrisă în timpuri diferite, de oameni diferiți care nu știau unul de altul, de împărați și de oameni simple, scriind despre una așa ceea, și vorbești despre aceea că ea este o carte deosebită, este cartea lui Dumnezeu. Da, suntem de acord cu aceste argumente care le-ați adus, dar faptul că noi toți o citim, dar suntem diferiți în înțelegere și chiar dacă ar fi să, să privim asupra istoriei creștinismului în trecut, Motivul multor războaie a fost și creștinismul. Nu mai vorbim despre cruciadele Evului Mediu, Atâta dușmănie a fost între popoare, dar datorită unui text pe care unii l-au înțeles într-un fel, unii l-au înțeles altfel. Iar moartea și crimile pe care creștinismul le-a avut, nu putem acum să le dăm sub așa, sub covor și să zicem nu a fost nimic, noi totdeauna am fost buni așa cum a fost Isus Hristos. Însă și creștinismul este o religie sângeroasă, așa spun hindușii despre noi. Și mai ales zice, noi hindușii ne închinăm la idoli care îi vedem, dar la voi mai rău, că voi sunteți idolii voștri, adică vă închinați voi. Și cumva cum stăm în fața marilor religii ale lumii ca să le explicăm că religia creștină este religia Bibliei, este religia pașnică, este religia lui Dumnezeu pe când au produs atâta și pe de o parte parcă am dat dreptate catolicilor dar iată ce am făcut, am făcut dușmânie între oameni, despărțire, tragem garduri pornim războaie datorită Bibliei Permite, permite să aduc o, un citat pe care l-am citit chiar zilele trecute era scris de Kierkegaard el spune așa cele mai groaznice dispute departe să fie acelea în care două păreri diferite se confruntă una cu alta. Cu mult mai, mai mult rău sunt alte dispute. Care sunt ele? Când doi oameni vorbesc despre una și aceeași, dar în același timp se ceartă despre interpretare și această interpretare conține o diferență de calitate. Problema nu e în Sfânta Scriptură, problema nu e în faptul că Biserica Catolică a pus sau nu a pus Biblia în mâna oamenilor, Problema este în felul cum noi, cei care luăm Sfânta Scriptură în mână, o citim și o interpretăm. Aici este uh, marea problemă, pentru că noi, practic, vorbim despre aceleași lucruri. Vorbim despre Biblie, vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu, vorbim despre Isus, care este uh, personalitatea centrală a Sfintelor Scripturi. Dar, atunci când abordăm un text sau altul, uh, aici noi vedem diferențele, pentru că noi putem să-l uh, tălmăcim sau putem să-l comentăm diferit de ceea ce, uh, ce spune el. Și eu aștept următoarea întrebare, probabil, că ea va veni de la tine, ca să dăm explicații la toate lucrurile. Da, ajungem și la aceasta. Totuși vreau să zic că o mare parte din societatea noastră nu ia o atitudine că, uite, textul acesta scrie într-un fel, tu îl interpretezi altfel. Zice, nu mă interesează. Adică ia o atitudine de... Acolo scrie doar anumiți oameni, au dreptul ca să citească, nu toți au dreptul ca să citească. Și zice, ce îmi spune, ce voi crede și pentru mine este oricum, Important este că cred, și atât Uite, atitudinea aceasta De indiferență Este și ea o interpretare a Scripturii Sau, sau nu știu Cum o explicați indiferența nu este o metodă de interacțiune. Adică cine știe mult, îi se va cere mult, da? Și n-aș vrea ca să am mare responsabilitate. Prin urmare, ignoranța e, așa, e la suflet. Spune Solomon că nebunul se simte mai bine că nu cunoaște și faptul că nu cunoaște, îi se pare că totul e roz și e frumos. Și înțeleptul, spune că înțelepciunea aduce multă amărăciune, pentru că multe le cunoști și astfel poate că trece, le treci prin inimă lucrurile pe care le cunoști și îți produce și durere. Și totuși acela care spune despre aceasta că înțelepciunea aduce amărăciune, el totuși scrie și cartea Proverbe Solomon, spune caută înțelepciunea, da? Aleargă după ea, da? Fă tot posibilul să, Că așa cum un tânăr caută o femeie frumoasă și o, o iubește, așa să iubești înțelepciunea. Deci asta nu înseamnă că dacă ea este producătoare de amărăciune, trebuie să ne respingă. Deci aș pune așa un, o delimitare clară, că indiferența nu este o, o cheie sau o soluție și cumva las că cu timpul o să se descopere, dar dacă îmi permiteți numai să adaug la ceea ce au spus fratele Stanislav, ținând cont că Biblia este o carte, pe de o parte este unică, nu mai este o altă carte în lume, în univers, să se compare cu ea, și faptul că această carte a fost scrisă de diferiți scriitori, eu totdeauna accentuez, nu-i spun la autori, dar autorul este unul, este Dumnezeu și aici este secretul. Ei fiind uh, oameni diferiți, cu mai multe studii, cu mai puține, uh, au scris-o mai devreme, mai târziu, au uh, cunoscut mai multe lucruri sau mai puține, sunt prorocii mari, prorocii mici, dar avem uh, uh, cei care au scris istorie, avem revelație, Biblia se începe cu revelație și se termină cu revelație. De ce spun? Pentru că Moise nu a fost prezent personal, nu a participat la, la cele descrise în Cartea Geneza. Și asta a fost o descoperire de la Dumnezeu. Da? Și, așa cum am spus, cartea aceasta este scrisă de diferiți autori, dar ce este mai interesant, Noul Testament se începe cu patru evanghelii, cam aceleași evenimente sunt descrise de uh, persoane diferite cu abordare diferită. Da? Și totuși ele alcătuiesc o unitate. Spre exemplu, Matei scrie uh, Evanghelia sa mai mult destinată pentru evrei. Și el, de exemplu, el evită să folosească cuvântul Dumnezeu, pentru că în poporul evreu, ca să nu se încalce porunca, să nu pronunțe, să nu rostești numele Domnului în deșert, uh, <coughs> ei evită și în această Evanghelie, el nu spune împărăția lui Dumnezeu, dar împărăția cerurilor. Da? Dar Luca scrie pentru neamuri și spune părăția lui Dumnezeu. Deci abordare diferită, destinație diferită și totuși aceste cărți sunt împreună în aceeași carte. Unii s-ar întreba, dar ce nu se putea să se întâlnească la o masă? Hai, fraților, să scrim noi o singură evanghelie, dar Dumnezeu a îngăduit ca în Biblie, în Cartea Sfântă, să fie patru evanghelii, ele nu se contrazic, ele se completează una pe alta Chiar dacă au din, din perspective diferite sunt abordate anumite evenimente și chiar Pavel scrie despre, deci și Apostolii erau diferiți, vedeau diferit lucrurile și pa, spune Petru despre Pavel îmi place în rusă spune cuvântul ăsta neudoborazumitelne, deci cuvinte mai greu de înțeles, adică Pavel vorbea mai academic, Petru vorbea mai simplu. Sau unii chiar au, au avut multe dispute, dar trebuia epistola lui Iacov să fie în, în scriptură, pentru că Pavel spune că mântuirea vine doar prin credință și Iacov spune despre fapte. Și nu este o contradicție, ci este o abordare din, din perspective diferite și autorul Dumnezeu le ține pe toate împreună. Tot așa și biserica fiind noi diferiți cu abordări, Domnul ne ține împreună și Marea Minune. Pe de-o parte și una din cele mai mari demonstrări sau puternice demonstrări că Dumnezeu este viu este faptul că biserica există formată din oameni diferiți dezbinați în 45.000 de de mișcări și curente da și, și totuși biserica există. Și încă o demonstrare puternică a existenței lui Dumnezeu cu aceasta am început este și existența lui Israel poporul care a fost cel mai prigonit de atâtea ori și atâția au fost care au vrut să-l distrugă, a fost întotdeauna mic și slab, neputincios și acum toți care l-au -au înrobit, care l-au persecutat, l-au dus în robie, popoarele acestea nu mai sunt și Israelul există și aceasta este acea, acea hârtie de fenolftalen, acea în limba rusă, lacumus, o, să o mașca, care, care demonstrează că Dumnezeu care a promis, care a făcut legământ cu acest popor, el a promis că va fi cu el și îl va ține până la urmă. Faptul că există și Israelul și Biserica până în zilele noastre este încă o dovadă că Dumnezeu este viu, atotputernic. Și pun punct aici cu aceste trei. Cuvântul lui Dumnezeu, Biserica și Israelul. Aceste trei, trei puncte demonstrează, pe de o parte, că Dumnezeu este atotputernic, că el există. Și, pe de altă parte, ne ținem împreună cartea aceasta formată din diferite cărți scrise în mod diferit, Biblia, Biserica care este formată din diferite confesiuni și, totuși, Dumnezeu o păstrează, o conduce, o ține sub protecția lui și Israelul. Da, mulțumesc. Este frumoasă diversitatea aceasta, mai ales autorii scripturii care îl prezintă pe Dumnezeu din din multe puncte de vedere. Dar există aici o concepție modernă în care se spune că Dumnezeu este unul și este ca un vârf de munte în care fiecare confesiune religioasă are propria ei cale în care, bun, tu te sui pe munte și ajungem la vârful moldoveanu sau alt vârf, și tu te duci pe poteca X, eu mă duc pe poteca Y, dar până la urmă, toate confesiunile vor ajunge sus la Dumnezeu. Cum ați comenta? Este adevăr lucrul acesta? Bun, unele confesiuni religioase resping divinitatea lui Hristos. Acum noi suntem categorii și zicem fără Hristos, în afara lui, nu există mântuire, nu există cale de acces către Tatăl, pentru că el zice, eu sunt calea adevărul. cine îl respinge pe Hristos. Apoi alții zic, dar, dar eu al accepte Iisus Hristos, dar uite, nu pot să accept lucrul acesta. Și fiecare își face o cale către muntele acesta și zice că va ajunge sus. Uite, diversitatea aceasta, care este benefică, este bună ca să avem puncte de vedere, să ne exprimăm diferit, și dar până la urmă, nu cumva, credem că multe căi ne plac nouă și sunt bune, dar ele pot să ducă la perzare. Există pericolul ăsta. Dacă, dacă sunt permiți, Elie, eu mă întorc înapoi iarăși la interpretare, pentru că interpretarea este cea care ne aduce într-o într biserică sau altă. Și acum, dacă ne întoarcem la uh, temelia sau la apariția bisericii creștine, uh, ea, de fapt a fost întemeiată pe o platformă, iar această platformă ținea de hermeneutică sau de, de metodele de tâlcuire. Hermene, hermeneutică în, în teologie este tradus ca metodele de tâlcuire a Sfintelor Scripturi. Și acum, fiți atenți, pentru că chiar de la început, creștinismul a, a înaintat un punct extrem de important atunci când e vorba de tălcuirea a Sfintelor Scripturi și i-au spus Scriptura nu are nevoie să fie interpretată. De ce? Pentru că Scriptura este propriul ei interpret, adică ea se interpretează singur pe ea. Pentru că atunci când noi încercăm să o interpretăm nu, având eu știu părerea noastră și eu, dacă, dacă o să-mi permiteți, o să enumer câteva lucruri care, de fapt, au și, au și dus biserica pe o cale greșită, din cauza că s-a ajuns la un moment când Sfânta Scriptură a început să fie interpretată din alte perspective. Care au fost acele alte perspective? Culturile păgâni înconjurătoare. Deci, s-ar părea straniu cum niște culturi păgâni care erau în preajma poporului să, să aibă o influență asupra interpretării Sfintelor Scripturi, dar asta a fost. A doilea, tradițiile culturale. Deci, cultura astăzi joacă cu un rol foarte important. Dacă eu m-am născut în biserica ortodoxă și vreau să vă spun că am văzut asta cu, cu ochii mei, uh, Satul meu este la hotare cu Ucraina și am, am rudit la Ucraina, care, la care am mers la diferite mormântări și am văzut cât de mult diferă obiceiurile mormântărilor în sat la mine și cele din Ucraina. Adică aceeași biserică, biserică ortodoxă, dar cultura joacă un rol extraordinar. Apoi, autoritatea eclesiastică, adică influența bisericii. Voi nu știți cum să o interpretați, noi vă spunem cum trebuie să o interpretați pentru că noi avem școală. Noi suntem chemați de Dumnezeu să, să vă ajutăm și de aceea noi o să vă interpretăm. Dar mai departe, rațiunea umană. Sunt foarte mulți oameni care cred că au ajuns la nivelul în care i-ar putea să-și permită să facă interpretări asupra Sfintelor Scripturi datorită faptului că iau o mare școală. Asta nu este ultima. Uh, și experiențele personale. Chiar zilele acestea am stat de vorbă cu o femeie și îmi spunea că uh, vorbește cu Dumnezeu personal, aude glasul, Dumnezeu îi spune unde să ducă, este într-o biserică foarte dubioasă. Mi-a povestit experiențele pe care le are, am rămas pur și simplu perplex și am întrebat-o, ați încercat cumva ca tot ceea ce trăiți și tot ceea ce aveți să confirmați cu Sfânta Scriptură? la ce mi-a spus, tu știi că eu de la un timp încoace am dubii, nu mai știu ce să cred în ceea ce se întâmplă. Adică experiența personală ar putea să fie o greșeală fatală în interpretarea Scripturii și mulți oameni spun, păi dar eu am trăit experiența asta, oare asta nu-i de ajuns, oare nu-i dovadă că Dumnezeu este cu mine? Și iată aici este marea problemă, este marea problemă că noi am plecat de la ideea că Biblia nu are nevoie să fie interpretată. Biblia este propriul ei interpret, rămâne doar să vedem, păi dacă Biblia este propriul interpret, atunci cum să vedem lucrul acesta în Sfânta Scriptură? Iată, aici este o altă întrebare la care cred că merită să găsim Da, să dar așa, într-un limbaj simplu, ca să înțeleagă toți cei care ne ascultă, interpretarea sau tâlcuirea Scripturii. Trebuie să ai studii, trebuie să cunoști aceste puncte, da, sau legile interpretării. Trebuie să cunoști arheologie, să cunoști cultură ebraică, să faci studii. Dumneavoastră ați făcut ani de zile studii, dar omul simplu, țăranul de la sat, orașanul care lucrează la uzină sau în altă parte, vine omul obosit seara și deschide Biblia, citește cuvântul lui Dumnezeu și zice uite, nu înțeleg, parcă este destul de clar de ce avem atâtea religii pe când scriptura este una. Și de la prima vedere se pare că omul simplu începe să citească, iar dacă face studii cu o confesiune sau cu alta, zice voi, am vorbit cu dumnealor și zice m-a încurcat și m-a buimăcit că nu mai știu ce să mai cred. Și omul simplu zice, am lăsat, nu mai studiez pentru că m-am întunecat, adică nu știu ce să mai fac. De, de, ce se întâmplă așa? Ca din contra oamenii religii să fie cei care să lumineze, deseori se pare că îl încurcă pe cititorul simplu. Sau îi dau anumite interpretări și zice, asta nu e pentru noi, asta înțelegem alegoric, asta înțelegem literar. Uite, dumneavoastră, ca și biserică, reprezentați o biserică sau alta. Sunt foarte multe asemănări între Biserica Baptistă după Evanghelie și Biserica Adventistă, ca Sfânta Scriptură, cum îl înțelegem pe Dumnezeu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, cum înțelegem lucrarea Domnului Hristos pentru noi, mântuirea prin credință care se capătă. Dar totuși sunt și puncte care ne deosebim. În cum noi îi explicăm, când cineva mă întreabă, ce părere ai despre Biserica baptistă. Trebuie, nu pot să le zic, da, ei sunt bravo, citesc și explică tot corect. Dumneavoastră nu puteți spune, și nici dumneavoastră, că dacă vă întreabă, uite, ce părere aveți despre Biserica Adventistă, că ei țin ziua șaptea, în locul zilei de duminică. Dumneavoastră tot trebuie să dați o explicație atât biblică, cât și logică, corectă. Cum explicați, uite, deosebirile? Asemănările, suntem de acord, sunt foarte frumoase, ne asemănăm și cu Biserica Ortodoxă, dar deosebirile, pentru că oamenii vor... Concret să li se spună, facem asta pentru că, da? Să fie o, o claritate. Domnul Anatoliu. Da, dacă întrebarea este adresată mie, eu am o poziție poate puțin diferită în foarte multe, ceea ce spune Fratele Stanislav, absolut împărtășesc aceeași poziție, însă ceea ce ține de diversitatea aceasta, eu mi-am format-o personal, asta nu mi-a impus-o, să zicem, confesiunea din care fac parte este o, o, convingere personală, iarăși din experiența și relația mea cu Dumnezeu de 30 de ani. Anul acesta se vor împlini 30 de ani de când am venit la Domnul. Deci, eu văd, eu văd în această diferențiere între diferite confesiuni sau, cum am vorbit și înainte de emisiune, chiar în cadrul aceleași biserici locale, nu mai zic de confesiune, sunt persoane care văd puțin diferit. Și aș vrea, foarte pe scurt, dar să o iau de la început, Dumnezeu îngăduie. Și în Biblie sunt mai multe locuri unde vedem că Dumnezeu îngăduie ca să fie această diferență în cadrul poporului lui Dumnezeu și totuși să fie și unitate. Se începe libertatea aceasta de la Grădina Eden. Mulți întreabă, dar de ce a trebuit Dumnezeu să sădească, să pună acel pom al cunoștinței binelui și răului să fie în grădina Eden? Doar Dumnezeu, în, în, perspectiva sa, știind totul dinainte, putea să admită că omul va alege să încalce. Dar pentru că Dumnezeu este dragoste, Dragostea întotdeauna dă loc pentru libera alegere. Este, spre exemplu, o tradiție în Caucaz și în alte țări unde mireasa se fură. Și la noi sunt unele localități da, unde sunt. se fură mireasa și o aduce în casă, practic, cu forța. O închide, de exemplu, în, în, în Caucaz sau în alte țări din Asia mama mirelui se culcă pe prag și mireasa n-are voie să calce peste ea. Deci, așa, să, să, să vorbesc cât mai scurt, cumva este forțată această fată ca să accepte să se căsătorească pe acela pe care ea nu l-a ales. Însă perspectiva lui Dumnezeu de dragoste întotdeauna îți dă alegerea. Și vedem și alegerea de la muntele Garezim și Ebalcân. Spune, acum alege, sau cum spune Iosua, Acum alegeți pe cine să slujiți, cât despre mine, eu și casa mea îl vom, slu îl vom sluji, pe, îl sluji pe Domnul. Uh, sau vedem uh, atunci când Isus îi spune acelui tânăr, zice, urmează-mă, dar el a ales să nu-l urmeze. Și mai mult încă, în echipa aleșilor lui Hristos. Spune că Hristos i-a ales pe toți, inclusiv și pe Iuda. Și unii zic, bă, dar cum adică Iuda rău ăsta? Da, el s-a dovedit a fi veriga slabă, dar asta demonstrează că ei, apostolii, aveau alegere, aveau libertatea de a alege și faptul că Iuda a ales altă cale este și a, pe calea perzării, deci asta vorbește de faptul că ei toți aveau libertate și atunci când majoritatea l-au părăsit pe Hristos când s-au poticnit de cuvintele lui, când spunea cine nu mănâncă din trupul meu, nu bea sângele meu, nu are parte cu mine, a zis că asta e prea de tot și l-au părăsit. Și le spune ucenicilor, dar voi de ce nu plecați? Și ei nu au spus, păi, dar noi suntem codificați, știți cum, pe unii alcoolici îi le pune un fel de cod ca ei să nu poată să, să mai bea și așa mai departe. Sau alții iau ostatici sau iau nu știu ce, eu știu, în zălog ceva ca să te forțeze să te ții sau semnezi contracte și nu știu ce obligații. Și apostolii ucenicii nu zic, dar noi suntem legați, forțați. Ei au zis, dar unde să plecăm? Pentru că doar la tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Ei alegeau liber să-L urmeze pe El. Și faptul că până în zilele noastre Dumnezeu a lăsat în biserica sa această alegere și cei ce ați menționat despre Biblia de la Gutenberg, a lui Martin Luther, de fapt asta nu a fost o deschidere a cutiei pandori, ci s-a deschis ușa libertății ca oamenii să citească și să aleagă, să asculte, să împlinească, să-l urmeze și chiar să-și dea viața. Și chiar dacă aceasta, să zicem, a fost scânteia aceasta care a, sau ceea ce a declanșat formarea multor mișcări și confesiuni în cadrul creștinismului, faptul că, având această libertate biserica, și faptul că ea încă nu s-a autodistrus, pentru că de ce catolicii așa de mult tremurau în Evul Mediu și nu vreau să, să dea Biblia poporului, se dar oamenii când o să afle. Cata, o să ne dea pe noi jos, o, o să fie o anarhie, o să ne critique, o să, o să se dezbine, lasă mai bine noi care știm să ținem sub control asta și vom face un bine, așa cum și Pavel spunea că atunci când prigonea biserica, el credea că îl slujește pe Dumnezeu, credea că face un bine. Și cei care au, au ținut Biblia în secret sub un control total, n-au vrut să o dea oamenilor, ei credeau că fac bine. Dar ca rezultat, văzând că după ce a fost dată libertatea ca oamenii să aibă, poate acum fiecare, practic, nu bine, în țările unde e persecuție, cum ar fi Corea de Nord sau alte, omul poate fi omorât sau pus în închisoare pe viață dacă îi găsește o Biblie. Dar în marea parte a lumii, practic fiecare om poate să procure, să obțină o Biblie, poate chiar și gratis, și vedem că asta nu duce la distrugere, ci din potrivă Oamenii îl găsesc pe Dumnezeu, și Dumnezeu este acela care ne ține împreună și ne face să ne iubim, să ne respectăm și să. iată, și să stăm și la o masă. Da, Ați spus foarte frumos despre libertatea pe care Dumnezeu a oferit-o încă din Grădina Edenului, dar uite, discutând cu societatea noastră de astăzi, cu oamenii din jurul nostru, zice. Nu e bună libertatea asta care o avem acum, pentru că fiecare face ce vrea. Și am ajuns ca în timpul judecătorilor când nu era împărat, și fiecare face ce vrea. Democrația care o avem, oamenii ajung ca să vorbească pe președinte, să vorbească pe parlamentari, pe guvernanți de rău și cuvinte urâte. Și oamenii nu se mai controlează în răutatea lor în timp ce zicem vinovată e libertatea. Poate și în cazul religiei vinovată este Biblia, că sunt atâtea păreri, că sunt atâta încurcătură și omul simplu nu poate ca să deosebească negru de alb. Iar pe de altă parte este că cititorul atent, care își va adânci privirea asupra cuvântului Dumnezeu, până la urmă Dumnezeu va descoperi. Există puterea supranaturală care va influența fiecare dacă, cititor. dacă îmi permiți, Elie, întrebarea asta e destul de veche. Întrebarea vine încă din momentul când poporul evreu s-a întors din Babilon. Însă ceea ce vreau eu să spun este și îmi vine puțin greu să, mă, să, accept ideea despre care a vorbit Anatolii. De ce? Pentru că citind cele patru evanghelii îl văd pe Domnul Isus Hristos care deseori mustră pe cei care erau considerați a fi tâlcuitorii și cei care, erau, interpreta, cei care interpretau Sfintele Scripturi. Și el întotdeauna îi mustra și le spunea, n-ați citit voi oare? Nu știți voi că este scris? Întotdeauna am trăit după deviza că atunci când merg la, la un magazin să-mi cumpăr o mașină de spălat, nu iau instrucția de la ferul de călcat. Atunci când eu îmi cumpăr o mașină, nu iau de la, fier, de la mașina de spălat vorbesc de o mașină cu care, care circul în fiecare zi, nu iau instrucția de la uh, mașina de spălat, ci iau instrucția de la mașină. Deci Biblia ne-a fost lăsată ca o hartă care să ne direcționeze și uh, dacă suntem de acord că toată Biblia a fost insuflată de Duhul Sfânt, atunci ar trebui să acceptăm și ideea că Duhul Sfânt este Cel care ne dă explicația la Sfânta Scriptură. Și nu știu dacă Dumnezeu și-a dorit vreodată ca să existe atât de multe confesii religioase în lumea aceasta, având doar o singură scriptură. Pentru că Dumnezeu întotdeauna a chemat la unitate, Dumnezeu a, a, a chemat oamenii ca să fie iluminați de același cuvânt și să aibă aceeași direcție. Deci asta pentru mine este foarte important. Însă, s-a ajuns la aceea că atunci când ceea ce am vorbit mai sus s-au ajuns la atât de multe interpretări și astăzi noi cunoaștem foarte multe interpretări, cum ar fi interpretarea pretoristă, futuristă, idealistă, istorico-critică, istoricistă și așa mai departe. Și două întrebări fundamentale pe care le pun eu în orice discuție cu orice creștin nu ar fi, sunt următoarele. Prima, care este sursa din care noi ne informăm atunci când purtăm o discuție și a doilea uh, întrebare pe care eu mi-o pun aici la, la această întrebare este că uh, Biblia și numai Biblia este aceea care, din care trebuie, cu ce trebuie să ne argumentăm. Adică dacă noi punem în discuție un subiect, Biblia ar trebui să fie cea care text cu text, carte cu carte, punându-le toate la un, ca un puzzle pe care îl adunăm, ea ar trebui să ne dă răspuns la întrebarea asta. Și nu felul cum eu mă gândesc, nu felul cum eu înțeleg, nu felul cum tâlcuiesc alții și așa mai departe. Îi permit Sfintei Scripturi ca ea să se interpreteze pe sine la o întrebare sau alta. Da, mulțumim mult, încetul cu încetul ajungem de final și deja trebuie să ajungem la concluzii, pentru ca cei care ne ascultă să-și facă o concluzie bună. Mai poate fi astăzi Biblia normă de viață pentru omul modern, văzând atâtea diferențe da, în Biblie și... Unii zic că, păi, asta a fost pentru evrei. Și sărmanul om zice, da, dar pentru noi creștinii ce este? Una pentru evrei, alții evrei zic nu, asta pentru voi este scris, pentru că este din Evanghelie. Și până la urmă, omul care nu este atent și care este uituc, sau cum zice apostol Pavel, neștiutor și nestatornici, începe să tâlcuiască Cuvântul lui Dumnezeu spre pierzare. Uite, pentru cititorul modern, ce ar putea el să zică? Totuși este cuvântul lui Dumnezeu și, dacă ați menționat până la urmă, este interpretarea, uh, vina tuturor, uh, apariției tuturor religiilor. Uite, cum putem noi să fim convinși că Biblia încă mai este? Dacă se poate așa pe scurt, ca și concluzie la, la tot ce s-a spus. Da, vă rugăm. Spre exemplu, cartea Deuteronom este o interpretare a legii pe care a dat-o Dumnezeu și-a dat-o prin Moise și ea și se traduce ca a doua lege sau repetare legii. Și adică ceea ce s-a spus într-un fel așa mai pe scurt, pe urmă se deschide, se descoperă, se explică ce s-au avut în vedere. Și așa cum Moise, care era inspirat de Dumnezeu, a transmis poporului un adevăr, pe urmă a trebuit să-l mai explice. Și așa cum spunea și fratele Stanislav, că Biblia singură pe ea se explică, se interpretează, dar prin Duhul lui Dumnezeu care a inspirat pe cei care au scris și îmi place foarte mult doar câteva uh, trimiteri, câteva referințe. Uh, psalmul 119 și de fapt acest psalm este plin de asemenea idei și gânduri, dar doar două versete, 18 și 27, unde spune Uh, autorul acestui psalm, scriitorul acestui psalm, David, spune în versetul 18, deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. El care scrie, el care este unul dintre scriitori și cere de la Dumnezeu, se roagă ca Dumnezeu să-i deschidă ochii ca să vadă lucrurile minunate ale legii lui Dumnezeu și tot el în 27 spune, fămă să pricep calea poruncelor tale ca să la lucrurile tale cele minunate. Deci și să deschidă ochii și să priceapă. Și apoi vedem în Evanghelia după Luca, capitolul 24, ultimul capitol, acei doi bărbați, ucenicii, care erau printre ucenicii lui Hristos, unul era Cleopa, mergeau în drumul spre Emaus și Iisus mergea împreună cu ei. Dar, zice, ochii lor erau împiedicați, ei nu puteau să-L cunoască. Dar, până la urmă, o simțite că mai târziu, zic, zic ei, dar nu am simțit că ne ardea ceva în inima noastră, că era ceva deosebit și au, au stăruit de el, au insistat să-l cheme în casa lor, când a frânt pâinea, li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, ea s-a făcut... A dispărut, și pe urmă îl vedem în, în versetul 45-46, două versete unde spune că Isus a venit în mijlocul ucenicilor și înainte de a-și lua rămas bun de la ei, înainte de a pleca de pe acest pământ, de a se înălța la cer, spune Scriptura, spune cuvântul că uh, le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Deci, uh, vedem că un ucenic și un urmaș a lui Hristos, care ia în mână această carte sfântă, minunată, are nevoie să vină în primul rând în rugăciune, așa cum am făcut trimitere la David și ca un ucenic spune, Doamne, deschidem ochii, fă-mă să pricep, deschidem mintea ca să pricep și atunci începe să funcționeze acest principiu când Biblia se interpretează pe ea, când interpretarea aceasta vine de la la acestei cărți, de la Domnul Isus, și fac trimitere la oamenii simpli, care poate nu sunt școliți, n-au făcut masterate și doctorate în teologie, dar totuși, pentru ei, Dumnezeu are o soluție și este gata să-i ajute să înțeleagă, să priceapă, să se hrănească, să se zidească și să-l urmeze pe Hristos. Da, mi-a plăcut ideea care a zis-o: dacă arde inima în noi, vom ajunge să cunoaștem interpretarea. Pe care o dă autorul scripturii, adică Dumnezeu. Da. Pentru mine este clar că am deviat de la ceea ce ne-au lăsat apostolii, metodele de interpretare a Sfintelor Scripturi. Astăzi trăim într-o lume a pluralismului, astăzi trăim într-un timp al relativismului, când oamenii spun că nu este adevăr absolut. Adică fiecare om are dreptul la părerea lui. Fiecare om are dreptul să pună sub semnul întrebări uh, lucrurile care el le vede, care le simte, care le aude și așa mai departe. însă mm -hmm. ceea ce aș vrea eu să la ce să invit ascultătorii noștri este pentru a vă convinge singur de puterea acestei cărți. Trebuie să o luați în mână. Trebuie să vă așezați pe genunchi și dacă Vreți să vă întrebați, chiar dacă eu știu, poate aveți niște semne de întrebări, poate nu vă place cum cineva o tâlcuiește sau vă spune ceva despre cartea asta. Așezați-o pe genunchi și cereți-i lui Dumnezeu. Cereți-i lui Dumnezeu să vă deschidă mintea, inima, ca ceea ce citiți să fie clar pentru voi. Și atunci eu cred că toate lucrurile se vor așeza la locul lor. Oare e posibil să citim Biblia fără călăuză autorului? Nu. E posibil, deci, dar, da, unde da, da. dar unde ajungi? Dar unde ajungi? rezultatul ajuns. nu va fi. În cartea Descoperind Dumnezeirea, un autor zice așa: Cuvântul lui Dumnezeu în mâinile cuiva care nu este călăuzit de Duhul Sfânt este o armă de distrugere în masă. Așa este. Deci fără călăuzirea Duhului Sfânt, citirea Bibliei este armă împotriva altora, care a produs în creștinism distrugeri care nu pot fi măsurate. Din această cauză, biseric în biserică au apărut o mulțime de doctrine false. Ați amintit în primele secole, da? Totuși, nici în primele secole lucrurile nu au fost simple și atunci au apărut foarte multe învățături și ei au numit atunci eretici. Chiar însă și iudaismul privea la creștinism ca fiind o cale străină și una eretică. Apoi când creștinii s-au dezvoltat și s-au înmulțit, au apărut care au pus la îndoială divinitatea lui Hristos și ei au zis, nu, noi trebuie să ne întoarcem înapoi la scriptură, ce zice Biblia. Mi-a plăcut foarte mult o idee că atunci când mai târziu, după Moise, apar unele scrieri, ca a prorocilor, toate erau comparate cu Moise. Deci Moise sau scriul Moise, ele erau uh, șablonul după care se compara. Apoi când vine Isus Hristos, el zice, n-ați auzit ce stă scris în lege, în proroci și a zis Moise și el întoarce totul spre Moise. Iar apoi vin apostolii și zice ce a zis Isus. Și cumva Biblia are o continuitate, nu o luăm așa abstract și zice, ba, cred că asta se referă la evrei, asta se referă la noi creștini, asta se referă la moldoveni. Și totul trebuie să fie privit în sistemul scripturii. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat în acest studio al radioului Vocea Speranței. Aș vrea ca ascultătorii noștri să descopere frumusețea scripturii. Iar ocupația dumneavoastră cu a pune Biblia în mâna poporului să aibă succes până ce orice persoană, și așa cum zicea unul dintre martorii, voi face ca un băiat care ține coarnele altarului să știe mai multă Biblie decât doctorii în teologie. Aceasta să ajute Dumnezeu pe dumneavoastră care stați în capul societății biblice. Ca Biblia să fie dusă în mâinile oamenilor. Oamenii să citească și așa vom fi un popor luminat. Ne ajute, Dumnezeu. Stimați radioascultători și cei care ne urmăriți pe pagina de internet, vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat și ați avut răbdare până în prezent. Dacă cumva au apărut întrebări cu privire la subiectul pe care l-am discutat, puteți să ne scrieți pe pagina noastră de pe internet sau să apelați la telefonul. Redacții radioului Vocea Speranței, iar întrebările dumneavoastră le vom discuta într-o altă ediție a dezbaterii interconfesionale cu privire la subiectele scripturii. Și anume, rămânem la aceeași idee. Dacă există o singură scriptură, de ce noi suntem diferiți? Împreună cu dumneavoastră am fost eu, Ilie Vâlcul, și colegii mei și oaspții care au fost a fost domnul Anatol Kirilov, care este director al Societății Biblice din Moldova și reprezint punctul de vedere al Bisericii Baptiste, dar în același timp fiind și profesor la Vechiul Testament din Universitatea din aceeași denominațiune. Și a fost cu noi și domnul Stanislav Bicciu, care este pastor în cadrul Bisericii Adventiste, dar și responsabil al departamentului de publicații în Biserica Adventistă. Până data viitoare vă dorim numai bine și fie ca Sfânta Scriptură să fie acea carte după care ne arde inima. Până data viitoare! La rivedere.